Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Ungheni, în parteneriat cu Primăria Locală, au inițiat formarea unui grup de lucru care va implementa proiectul Ungheni Capitala Tineretului 2011. În cadrul grupului de lucru în cauză vor fi selectați 18 cei mai activi și entuziaști tineri și tinere din instituțiile preuniversitare din localitate. Pentru a selecta cei mai motivați tineri, ne-am propus un formular de selectare care conține câteva întrebări. Tinerii vor răspunde la acele întrebări și noi, de fapt, vom încerca să identificăm pe cei mai motivați, cei care doresc să se implice, care au înțeles deja care este, să zic eu, motivația de a participa și de a fi voluntar. În cadrul proiectului Ungheni Capitala Tineretului 2011, grupul de tineri urmează să asigure buna desfășurare a unui bloc impunător de activități care au scopul să creeze un mecanism eficient de comunicare și schimb de experiență între organizațiile de tineret la nivel regional, național și internațional în vederea multiplicării practicilor de succes. Printre activitățile planificate în cadrul proiectului se numără lansarea radioului online tinerețe.md și a unui program de granturi mici pentru stimularea participării tinerilor. De responsabilitatea tinerilor lideri ține totodată și organizarea a două forumuri regionale privind bunele practici ale politicilor de tineret și de cooperare a tinerilor cu autoritățile locale pentru dezvoltarea comunității. Tot în cadrul proiectului Ungheni Capitala Tineretului 2011 vor fi desfășurate seminare de formare a liderilor consiliilor locale ale tinerilor din țara noastră. Va fi elaborată și simbolica Capitalei Tineretului 2011. Este necesar să ne punem la cale și să vedem ce activități ne propunem să facem, cine unde se vede poate mai bine, poate cineva își alege un domeniu anumit unde vrea să activeze. Proiectul Capitala Tineretului este inițiat în premieră de către Ministerul Tineretului și Sportului, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite în Moldova. Această practică este preluată de la Forumul European de Tineret. Orașul Ungheni a fost desemnat drept capitala a tineretului în anul 2011 datorită celui mai consistent set de activități propuse de către organizațiile de tineret din Ungheni, care au și o experiență vastă în implementarea unor proiecte și programe de dezvoltare a resurselor umane și a serviciilor pentru tineri. La concursul pentru titlul de capitală a tineretului din Republica Moldova au concurat orașele Ungheni, Cahul și Lipcani.